Bună ziua, dragii mei! Iată ce v-am pregătit astăzi. Este un joc pentru voi, copiii, pentru școlarii mici, pentru părinți, pentru educatori, pentru cei ce vor să vă ajute să cunoașteți succesiunea numerelor, da? Jocurile despre vecinii numerelor și să știți să puneți un semn de inegalitate. Pentru că, iată, veți întâlni astfel de exerciții. Vă veți fi întrebați care număr este mai mare. Am creat un joc pentru voi care să vă ajute ca mintea voastră să facă acele corelații, acele asemănări cu anumite imagini pentru a vă fi foarte ușor să puneți corect aceste semne de inegalitate. Iată, sunteți întrebat la școală, 8 și 2 l-ați recunoscut, care număr este mai mare? Stați pe gânduri și nu știți cum să puneți acest semn de inegalitate. Iată, v-am creat o astfel de poveste cu crocodili și jocul nostru se numește Gura Crocodilului. Însă acești crocodili sunt foarte simpatici, prietenoși, le place matematica și, desigur, vin doar să ne ajute, nici de cum să facă vreun rău. Iată unul din ei, da, o domnișoară crocodil și un cavaler crocodil. Da? Ei, ne întrebăm. Iată, se aseamănă foarte bine deschiderea gurii acestui crocodil cu semnul acesta de inegalitate. Ne vom întreba, oare să punem acest semn de inegalitate sau să-l punem pe acesta? Iată care este secretul. Crocodilul nostru vrea să mănânce mai mult, deci vrea să mănânce numărul mai mare. Atunci va deschide gura către numărul mai mare. Așadar, în joc, voi veți alege, la prima situație, acest crocodil. Acest crocodil pentru că, așa cum spuneam, dorește să mănânce numărul mai mare. Iată jocul cât este de clar pentru voi acum. Și atunci mă voi duce și voi demonstra doamnei învățătoare sau doamnei profesor că știu să pun acest semn. Și acest semn se va scrie în felul următor. Plec din colțul de sus, merg până la jumătatea spațiului și vin în colțul de jos. Semnul este deja pus, vedeți că este exact crocodilul deschide gura spre numărul 8, care este mai mare decât 2. Așadar vom citi, 8 este mai mare decât 2. Desigur că 2 va fi mai mic. Iată, colțișorul este spre 2, pentru că el este mai mic. Gura este deschisă spre 8. Deci, crocodilul va dori să-l mănânce pe 8, să-l aleagă pe 8 pentru că este mai mare numărul acesta, iar crocodilul nostru este pofticios. Prima poveste, da? Al doilea exemplu, avem un alt exercițiu. Îl vom acoperi pe primul și va rămâne cel de-al doilea. Păi, din nou vă întreabă doamna, care este mai mare? Ce veți spune? Se aplică din nou prima poveste sau a doua? Păi din nou prima poveste. Observați că din nou 10 este mai mare decât 7. Așadar, crocodilul va dori să-l mănânce pe acel număr. Vom deschide din nou gura către 10.
din colțul de sus la jumătatea pătrățelului și în colțul de jos. Foarte bine! Iată, dacă ați făcut aceste exerciții simple, foarte bine, e sigur că veți primi și o notă, nu, pe care o merită școlarii foarte atenți. Să nu vă lăsați păcăliți de exerciții. Fiți atenți și le rezolvați corect, pentru că în final veți primi un calificativ, o notă de foarte, foarte, o să-l colorez foarte repede pe acest, foarte, iată, litera F de la cuvântul foarte. Alungim această literă să fie chiar mai frumoasă. Și B. Litera B. Pe care de asemenea o voi colora foarte, foarte repejor cu acest pixuleț cu roșu. Deci, nota voastră este foarte bine dacă ați rezolvat astfel de exercițiu corect. Iată. Putem pune și un plus, însemnând că ați făcut într-un timp și scurt și foarte corect. Rapid și corect. Iată. Crocodilul nostru, prietenul nostru, este foarte fericit pentru că voi ați îndeplinit această sarcină didactică. Dacă noi ne-am jucat, să spunem, cu alte numere pe care le vor scrie chiar în acest moment. Să spunem că mama vrea să știe dacă tu ai înțeles acest joc la școală sau poate ai jucat jocul cu mama acasă. Vom pune numărul 3 în această parte și din coace aleg să pun numărul 5. Ce vom face? Dacă m-aș juca cu același prim crocodil, aș spune... Ia să văd, se potrivește? 3 este mai mare decât 5. Nu, nici de cum. Atunci, desigur, voi folosi cel de-al doilea crocodil. Iată, e pregătit de acțiune. Vine și spune, eu sunt aici, vreau să mănânc numărul mai mare. Care va fi numărul mai mare? Îl știm cu toții. 5 este mai mare decât 3. Atunci... Crocodilul, iată, are deschiderea gurii către 5, pentru că vrea să mănânce mai mult. Vom pune semnul corect de inegalitate. Din colțul de sus, haideți să punem cu alt tip de cariocă, să vedem mai bine acest semn față de pătrățelul făcut. Colțul de sus, mijlocul acestei linii și colțul de jos. Iată, acest lucru înseamnă, citindu-l, că 3 este mai mic, iată colțișorul este spre numărul 3, decât 5, gura crocodilului fiind larg deschisă către numărul 5. Nădăjduiesc că vă place acest joc și că îl veți juca cu mare drag. Vă mai propun însă, pentru cei care nu știu încă, cei mici, care încă nu știu până la acest moment, succesiunea numerelor, iată v-am făcut un joc cu un fel de buzunărașe pe care să le acoperiți. Iată. Iată cum acoperă acest lucru. Iată, pot să mă ajut de această cariocă care să-mi țină toate aceste buzunărașe acoperite. Păi să vedem cum ne jucăm. Mama spune, vreau să văd vecinul, vecinii numărului
4. Deschid acest buzunăraș al numărului 4 și încep să mă gândesc. Cam cine ar fi? Pot să și scriu. Copilul poate să și scrie aici. Păi spune 3, este vecinul mai mic. Și dincoace, să spunem că alege să fie 5. Vecinul mai mare decât 4 va fi 5, iar vecinul mai mic decât 4 va fi 3. Păi, vrem să verificăm acum. Copilul poate să se verifice singur de astă dată, pentru că va vedea ce scrie din dedesubt. Păi, el a scris 3. Dedesubt scrie 3. Wow, este perfect! Înseamnă că a știut. Și atunci este foarte fericit că regăsește dedesubt. În acest element surpriză, regăsește aceeași cifră. De asemenea, ia să vedem dacă scrie 5 dedesubt. Bravo! Înseamnă că a știut vecinii numărului 4. Ne putem juca astfel cu orice alt număr, da? Cred că nu trebuie să mai fac o demonstrație. Ce spuneți? Dacă am alege, să spunem că nu știm succesiunea, nu știm ce cifre urmează. Păi ne vom juca așa. Nu l-am pus pe 0, dar îl vom pune neapărat în acest șir pe 0. Fără 0 nu începe un șir crescător al numerelor. Pentru că vom începe cu 0, apoi 1. Dacă aceste căsuțe sunt acoperite, le putem descoperi pas cu pas. Sau putem să lăsăm anumite cifre scrise, restul cifrelor, invitându-i pe copii să le scrie. Putem să facem un șir incomplet de cifre deasupra, da? Apoi să invităm pe copii cu altă culoare să scrie cifrele care lipsesc. Și ridicând din nou aceste clăpițe, da, descoperind aceste buzunărașe, vor ști exact succesiunea numerelor în șirul crescător de la 0 la 10. Puteți din nou, iată, să vă jucați, să îi întrebați care sunt vecinii numărului 8, care e vecinul mai mic, care este vecinul mai mare. Păi ei vor scrie, nu? Vor scrie. Ia să vedem, acoperim aici, nu ne uităm. Vecinul mai mic, să spunem că scriu 6. Vecinul mai mare, spun că este 9. Păi ia să ne uităm dedesubt, că putem crea o astfel de problematizare. Adică o contradicție în mintea copilului, ca el să vadă care este adevărul. Ia să vedem. Am scris corect? Să spunem că mama îl provoacă sau profesoara vrea să-l provoace pe copil, să-i creeze o astfel de problematizare, o contradicție în mintea copilului și ca și cum ar dori să-l păcălească. Scrie 6. Prin deschiderea acestei, prin ridicarea acestei acestui buzunăraș, nu? Vedem că scrie 7. Atunci el va vedea că ceea ce a scris mama a fost o glumă, a fost o mică păcăleală, iar copilul, să spunem că a dat răspunsul corect. În această situație este chiar același număr. Deci mama sau educatorul sau depinde cine joacă la acest joc cu el, a scris corect, nedorind să-l păcălească pe copil. Iată câteva soluții simpatice care pot ajuta micuțul școlar să se bucure de matematică, să nu îi se pară matematica un obiect din acela nesolicitant, neatractiv. Deci totul poate fi făcut sub forma aceasta de poveste. Vă doresc mult succes! Bucurați-vă de și de matematică. O zi plăcută, la revedere, pe curând!